Doamnelor și domnilor, onorată asistență, bine ați venit la acest frumos eveniment organizat de Banca Națională a Moldovei, dedicat lansării monedelor comemorative și jubiliare, emisiunea 2019. Banca Națională are o colecție impresionantă de monede comemorative și jubiliare cu o tematică atent selectată. Monedele comemorative emise de Banca Națională evocă evenimente istorice deosebite. Personalități notori din diferite domenii promovează cultura, tradițiile și obiceiurile noastre. În cadrul evenimentului de astăzi vom omagia personalități din domeniul artelor și literaturii. Cuvânt de salut are domnul guvernator al Băncii Naționale, Octavian Armașu. Îl invităm. Dragi colegi, onorați invitați! Festivitatea de astăzi vine să pună în lumină eforturile, ideile și aspirațiile reflectate de mai bine de două decenii în colecția de monede comemorative și jubiliare emise de Banca Națională a Moldovei. Astăzi această colecție va fi completată cu monede noi, emisiunea 2019, puse în circulație începând cu 29 noiembrie, o dată simbol, data introducerii monedei naționale, de la care a pornit o numărătoare istorică marcată de coborâri și urcușuri, reflexii și dileme. Moneda comemorativă și jubiliară are rolul său în această evoluție istorică și depășește caracterul de mijloc de plată prin valoarea în sine a metalului prețios din care e bătută, dar și prin valoarea culturală sau general umană ce o comportă. Este un adevăr pe care îl confirmă și emiterea în anul curent a 14 monede de aur și argint, ce au constituit deosebitul prilej pentru reuniunea de astăzi. Astfel, noile monede sunt dedicate personalităților artistice, literare, istorice, precum și preocupărilor comunității pentru protejarea florii și faunii din țara noastră. Totodată, valoarea numismatică este cea pentru care numismații din Moldova, dar și de peste hotare, manifestă interes față de monedele comemorative și jubiliare. Vreau să vă spun că la Banca Națională permanent parvin mesaje de la colecționari din alte țări care solicită informații la acest subiect. Prima monedă din această colecție a fost emisă de Banca Națională a Moldovei în anul 1996, dedicate celei de-a 5-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De atunci și până în prezent, Banca Națională a Moldovei a emis 166 de monede comemorative și jubiliare, dintre care 18 din aur, 144 din argint și 2 din tombac argintat în cadrul a 16 serii. Ne dorim ca evenimentul de astăzi, mai curând din suflet decât unul oficial, deoarece până a vedea materializate noile monede, s-a depus multă muncă și mult suflet. Aș vrea să mulțumesc instituțiilor de profil care s-au implicat și au venit cu propuneri pentru tematica monedelor din anul curent. Muzeul Național de Altă a Moldovei, Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul, Biblioteca Națională, Academia de Științe, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Național de Istorie, Institutul de Istorie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului. După cum am mai spus, colecția de monede comemorative și jubiliare emise de Banca Națională este structurată pe serii cum ar fi seria Personalități, Femei celebre, evenimente istorice, știință și inovare și multe alte. Denumirile seriilor vorbesc de la sine despre mesajul pe care îl transmit acestea, despre atașamentul nostru la valorile naționale. Îndrăznesc să afirm că în acest fel monedele comemorative și jubiliare reflectă o conotație educațională pentru tânăra generație.
Aceste piese de artă monetară ne reprezintă ca națiune, entitate social-culturală și istorică. Monedele comemorative și jubiliare constituie un document prețios despre realitățile economice, artistice, literare, arhitectonice pe care le-au trăit predecesorii noștri și pe care le trăim noi în prezent. Aș spune că sunt un fel de cronici pe care le poți citi și admira pentru redarea artistică și documentară, inclusiv pentru utilizarea elementelor heraldice ce le conferă o valoare suplimentară, indispensabilă unor piese monetare numismatice. Echipa Băncii Naționale are o colaborare strânsă în acest sens cu Comisia Națională de Heraldică, pentru a asigura continuitatea și corectitudinea istorică la emiterea monedelor comemorative și jubiliare. Aici aș vrea să fac câteva referințe la numismatică, știința istorică ce are ca obiect de cercetare monede sub diferite aspecte, raporturile dintre categoriile de monede, circulația monetară, evoluția sistemelor monetare dispărute și altele. Primele dicționare numismatice au apărut încă în secolul al XIX-lea, însă interesul pentru piesele de artă monetară se atestă cu mult timp înainte. În marile temple grecești, romane sau celtice, alături de alte lucruri de valoare, cum ar fi armele și țesăturile, se păstrau lingouri, vase metalice, dar și monede. Adesea depunerile purtau o inscripție dedicației sau cum se proceda în Galia, monedele erau fragmentate cu intenția de a se anula valoarea lor de numerar circulant. Deci caracterul de mijloc de plată pentru a fi destinate divinității și trecerilor în sfera sacrului. Prin studierea monedelor s-au putut chiar identifica personalități istorice altfel necunoscute și care se presupune că ar fi rămas necunoscute dacă nu ar fi emise monede. De exemplu, regii sciți. De asemenea, datorită numismaticii au fost revizuite sau confirmată datarea unor evenimente istorice. Această legătură dintre trecut și prezentul monedelor comemorative și jubiliare, permanentizată prin numismatică, ne face să le percepem mai accentuat ca pe o abordare cultural-istorică, poate chiar de autoidentificare națională, prin mesajele ce le comportă, dar și de promovarea imaginii Republicii Moldova dincolo de hotarele acesteia. În continuare, am plăcerea să deschid prezentările monedelor comemorative și jubiliare din emisiunea 2019, cu moneda dedicată celui care a creat designul leului moldovenesc, acum 26 de ani în urmă, pictorul grafician Gheorghe Vrabie, autorul simbolurilor naționale. Anul acesta, maestru ar fi împlinit 80 de ani. Astfel, contribuția lui Gheorghe Vrabie a fost nu numai una artistică, ci și de participare la lansarea atributelor de stat care sunt în semnul independenței și suveranității acesteia. Introducerea la 29 noiembrie 1993 a leului moldovenesc a făcut posibilă promovarea de către Banca Națională a Moldovei a unei politici monetare independente cu efecte resimțite la diferite niveluri. Astfel, aceasta a condus la diminuarea inflației și stabilizarea macroeconomică. A determinat reducerea incertitudinii și riscurilor în procesul de adoptare a deciziilor în domeniul investițiilor. A consolidat încrederea populației față de sistemul financiar bancal a statului. A contribuit la o realizare mai eficientă a reformelor sociale. Sunt niște momente istorice, precum și însăși crearea designului leului moldovenesc. Despre această experiență unică îl invit în continuare să ne vorbească pe primul guvernator al Băncii Naționale, domnul Leonid Talmaci, care a stat la cârma Băncii Centrale de la începuturi, când nu au existat căi bătătorite în domeniul financiar bancar pentru țările din spațiul est-sovietic. În această perioadă, domnul Leonid Talmaci și-a împărtășit trăirile inedite cu partenerii săi de idei, între care a fost și Gheorghe Vrabie, un artist de o identitate spiritual-profesională devenită istorică.
Stimate domnule guvernator, îmi face o disciplită plăcere să vă invit aici pentru a retrăi împreună acele momente de neuitat. Distinsă asistență, doamnelor și domnilor, stimate domnul guvernator Octavian Armașu, vă mulțumesc pentru invitație de a participa alături de dumneavoastră la acest eveniment. Acum 26 de ani, la data de 29 noiembrie 1993, a fost introdus în circulație leul moldovenesc. Dar până la această dată, devenită istorică, s-au efectuat pregătiri și întreprinse măsuri necesare care au contribuit substanțial la înfăptuirea cu succes a acestei sarcini. Și anume, în primul rând, deși legea cu privire la Banca Națională a Moldovei a fost adoptată la 11 iunie 1991, denumirea monedei naționale a apărut cu 7 luni mai târziu, la 23 ianuarie 1992. În altă lege, și aceasta din cauza că în Parlamentul Republicii Moldova erau opinii diferite. Unii deputați propuneau denumirea leu, alții mai mulți ducat. Dar nici unii, nici alții nu aveau o majoritate necesară pentru vot. Am fost întrebat care ar fi opinia mea. Am propus leu în paranteză moldovenesc. Și după aceasta, legea a fost susținută de Parlament. Dezbaterile acestei chestiuni se poate de urmărit în stenograma ședinței de atunci a Parlamentului Republicii Moldova. Și în așa fel am obținut posibilitatea să începem acțiunile cu privire la pregătirea designurilor, bancnotelor și monedelor metalice. Din acest moment, la inițiativa ex-prim-ministrului domnului Valeriu Muravski, a Guvernului Republicii Moldova domnului Valeriu Muravski, am început a colabora cu distinsul artist plastician, grafician, domnul Gheorghe Vrabie, care a înfăptuit lucrul necesar într-un termen destul de restrâns și de o calitate impecabilă. Relevant la ceea ce am menționat, numai ce vreau să transmit Băncii Naționale României mesaj de mulțumire și gratitudine pentru sprijinul acordat atunci. Din cauza posibilităților limitate de valută liber convertibilă, Banca Națională a Moldovei, neavând nici capital, nici rezerve valutare internaționale, eu am propus pe partea față a tuturor bancnotelor să fie ilustrată imaginea grafică numai a domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare. Iată, vreau aici să mai menționez că prima plată cu privire la imprimarea bancnotelor și baterea monedelor metalice a fost atunci efectuată de Guvernul Republicii Moldova. Eu deja, cum am menționat, Banca Națională nu avea nimic. Încheiând aici intervenția mea de astăzi, sunt ferm convins că moneda consacrată domnului Gheorghe Vrabie este un semn bine meritat de recunoștință și a devenit o parte importantă a istoriei monetare a Republicii Moldova. Doresc de asemenea să felicit Banca Națională a Moldovei în legătură cu introducerea noilor monede jubilare și comemorative în scopuri numismatice în circulație. Mulțumesc pentru atenție!
Îi mulțumim din suflet domnului guvernator Leonid Talmaci și îl rugăm să mai rămână un pic în scenă, pentru că guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Octavian Armașu, îi va înmâna moneda dedicată lui Gheorghe Vrabia. Vă invităm! Moneda comemorativă dedicată maestrului Gheorghe Vrabie va fi donată Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Îl invităm pe domnul Dumitru Bolboceanu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, aici, în față. Domnilor guvernatori ai Băncii Naționale, onorată asistență, este o onoare pentru noi, pentru Uniunea Artiștilor Plastici, să ținem în mână medalia comemorativă Gheorghe Vrabie, fiindcă Gheorghe Vrabie a muncit foarte mult la Uniunea Artiștilor Plastici, a fost și membru al Consiliului de Conducere, dar a pus umărul foarte mult și la promovarea culturii naționale prin creația dânsului. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști plastici din Republica Moldova, nu numai în țară, dar și peste hotarele țării. Este un artist care, născut la 21 martie 1939, în pragul practic a celui de-al doilea război mondial, a avut un destin foarte și foarte greu. În copilărie rămânând orfan, crescut de maică vitregă, iată că soarta și destinul face într-așa fel ca Gheorghe Vrabie să poată absolvi Academia de Arte Plastice din Petersburg, fostul oraș Leningrad, reîntorcându-se acasă ca bun specialist în domeniul graficii, deoarece cunoaștem cu toții că Academia de Arte Plastice din Petersburg era la timpul ei și astăzi, de fapt, este una dintre cele mai bune instituții de învățământ în domeniul artelor plastice. Reîntorcându-se acasă, se încadrează în activitatea artistică aici de la Chișinău, îndrăgostit de literatură, Gheorghe Vrabie ilustrează mai multe volume din literatura națională și internațională. Îndrăgostit de poezie, îl venerează pe Mihai Eminescu și toți clasicii literaturii române, dar și ilustrează și scriitori contemporani, Grigore Vieru, Ion Druță, Ion Vatamanu. Iată că odată cu tulburările sau mișcările naționale, apărute spre finele anului 89 și începutul anului 90, Gheorghe Vrabie, fiind un mare patriot și cum a fost dintotdeauna, el a fost român în suflet dintotdeauna, află de acel concurs care se anunțase pentru inaugurarea drapelului național și a stemei de stat. Un concurs unde s-au înscris foarte mulți artiști, au avut loc diverse întâlniri cu savanții și istoricii din domeniu și iată că schița de proiect propusă de Gheorghe Vrabie inițial a fost respinsă, iar ulterior a fost selectat printre cei 7 proiecte care au fost consultate la București. Au fost diverse opinii, dar într-un final Gheorghe Vrabie câștigă acel concurs și iată că astăzi avem simbolurile de stat, stema Republicii Moldova și drapelul național care îi aparțin. Dânsul este autorul și stemei orașului Chișinău și a drapelului, precum și a departamentului Vaimal și a altor instituții. Este un artist care de-a lungul vieții a promovat arta plastică din Moldova, iar după finalizarea acestui proiect a stemei de stat și drapelul național, în conducerea de vârf i-a încredințat și elaborarea designului monedei naționale, având încredere deja în artist și iată că dânsul, cum spunea, că de ce
Imaginea lui Ștefan cel Mare s-a hotărât ca să fie pe toate bancnotele, reieșind din bugetul de atunci, un buget foarte auster. Dânsul avea și alte idei, dar a reieșit din sursele financiare care erau programate pentru acest proiect. Un artist care pe parcursul vieții a muncit foarte mult, a fost nu numai îndrăgostit în Eminescu, dar singur a scris și versuri. Noi l-am ascultat deseori când puteam nopți întregi să ascultăm, se transforma imediat într-un mare actor când citea versurile lui Eminescu, dar și al dânsului. Un artist care ne-a lăsat un adevărat patrimoniu, foarte multe lucrări avem în fondurile Muzeului Național de Artă, la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Un destin și o viață trăită pentru artă, un artist care trebuie să-l promovăm și în continuare, fiindcă acesta este cu adevărat mândria țării. Felicitări Băncii Naționale și doresc ca această colecție să o puteți multiplica de la an la an. Felicitări tuturor! Mulțumim din suflet domnului Dumitru Bolboceanu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici. Gheorghe Vrabie, prin perseverență și atitudine exigentă față de artă, a devenit unul dintre cei mai importanți artiști plastici basarabeni. Lucrările maestrului se află în muzeele de artă și în colecțiile particulare din Chișinău, București, Sankt Petersburg, Moscova, Washington, Paris și în alte colțuri ale lumii. Toate acestea, credem, nu puteau fi realizate fără contribuția și susținerea familiei. Salutăm în sală prezența fiicei maestrului Gheorghe Vrabie, Georgeta Vrabie. O invităm aici în față. Domnul guvernator al Băncii Naționale, Octavian Narmașu, îi va înmâna moneda comemorativă dedicată maestrului Gheorghe Vrabie. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, onorată asistență, sunt foarte fericită că mă aflu astăzi aici, în cadrul acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit, organizat de Banca Națională a Moldovei, și anume lansarea monedelor comemorative, emisia 2019. Vreau să vă spun că am fost copleșită de emoții din start, din momentul în care am aflat că eu voi fi persoana care va lucra la designul acestei monede comemorative. Este foarte important din punct de vedere personal, dar și ca artist plastic, fiindcă urmărindu-l pe tatăl meu, de când mă țin minte, în fiecare zi, în proces de lucru, creând, știind că aducea totul, orice lucrare a sa, aproape la o perfecțiune, căuta mereu idealul, mereu m-am întrebat ce ar fi făcut el, cum ar fi realizat el lucrul la această monedă. Și cumva am simțit o ghidare de sus, vreau să spun, și sper că el este mândru de rezultat. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proces, Băncii Naționale pentru Inițiativă, tuturor oamenilor care lucrează la cel mai înalt nivel, ca de obicei, pentru ca aceste monede să vadă lumina zilei și prin aceste evenimente să lăsăm o amintire frumoasă și să cinstim memoria celor mai mari personalități din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult! Îi mulțumim domnișoarei Georgeta Vrabie. Anul acesta ar fi împlinit 85 de ani. Un mare actor, o mare personalitate. A intrat în lumea teatrului și a filmului vesel ca un cântec, atrăgând atenția asupra maestriei sale, altruismului și bunătății sale.
De-a lungul anilor s-a afirmat cu demnitate și verticalitate. Cu fiecare rol jucat reușea să emoționeze, să surprindă și să fascineze spectatorul și telespectatorul. A realizat peste 120 de roluri care vor rămâne mereu în inima și în sufletul spectatorului. Ați intuit deja, este vorba de Mihai Volontir. Moneda comemorativă dedicată maestrului Mihai Volontir va fi donată Uniunii Cineaștilor din Moldova. Îl invităm pe domnul Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor, în scenă, generic vorbind, aici în față. Stimați domnule guvernatori, dragi prieteni, într-adevăr este o onoare să avem o asemenea monedă la aniversarea de 85 de ani și chiar mulțumim Băncii Naționale a Moldovei pentru ocazia de a lăsa în imagine și niște amintiri frumoase despre cei care au făcut lucruri importante pentru Moldova, pentru cei care au promovat imaginea Republicii Moldova, nu doar la nivel național, dar mult peste hotarele țării. Despre maestru Mihai Volontir ar trebui să vorbim ore întregi, să privim toată colecția de filme, exact cele 120 de roluri în care dumnealui s-a implicat și care le-a trăit, pentru că spunea, fiecare rol îl trăiește aparte. Deci cred că a fost o bună parte din timpul vieții sale, le-a petrecut în alte roluri, pentru că asta înseamnă să fii un actor mare, să intri în rol, să joci rolul și să transmiți emoția spectatorilor. Și sunt sigur, până în timpul vieții a fost unul din cei mai apreciați și mai admirați actori pe care am avut noi, atât pe scenele de teatru, cât și pe marele ecran. Iar de acum înainte va fi admirat, să zicem, și pe această monedă. Vă mulțumim foarte mult și cei care n-au reușit să vadă filme, vă invităm să vedeți filmele în care joacă actorul Mihai Volontir. Să rămână, doamna Volontir! Mulțumim domnului Virgiliu Mărgineanu. La festivitatea de astăzi se află soția maestrului, doamna Eufrosinia Volontir. Stimată doamnă, vă invităm cu tot respectul aici în față. Domnul guvernator vă va înmâna moneda dedicată marelui maestru. Totul e interesant, totul e frumos, dar e destul de greu. Mai ales când e vorba despre un așa om de creație, cum este Mihai Volontir, să mai bine zis cum a fost Mihai Volontir. Omul, nici nu știu cum să-i zică, nu minune, dar omul care a fost o enigmă. Nu a fost, nimeni nu l-a cercetat ce creatorul ăsta, la ce stadii se află, ce poate să mai facă el. Când întindea aripile lui pentru creație, dar nu avea spațiu. Unde? Din mai multe motive. Mihai Volontir a activat în Teatrul Vasile Alexandrei 59 de ani, împreună, cot la cot, dintre care 57 am fost soți soții, activând pe aceeași scândură scenei, trăind în același apartament. Asta nu e de ușor. Doi oameni de creație, caracter absolut diferit, dar se zice că mai depinde foarte mult pentru a face ceva de preț, cine iese lângă tine, cine poate să-ți pună umărul. Și asta am fost eu, fiindcă în momentul când trebuia să iei o hotărâre, eram alături de dânsul.
cât de greu a fost. Toată greutatea am luat eu, că eu activam la fel ca și dânsul. Era familia care trebuia ținută. Prima din toți, din familia noastră, a fost eu invitat la filmări. Și când am ajuns, trebuie să plec la Kiev pe 2 săptămâni și fetița era mică, atunci mi-am pus întrebarea. El zilnic are deplasări, încă el nu se filma. Ce face copilul? Și atunci am spus că nu. Locul nostru trebuie să fie a femeilor acasă, la vatră, la cămin. Și după aceea, din 67, au început filmările. Întâi se caută un paznic, această clipă și așa mai departe. Ba, avești 3 filme pe an, dar activitatea în teatru el n-a încetat niciodată, s-a întrerupă. Scula noaptea, pleca cu primul transport la Chișinău, cu primul avion zbura la Moscova, filma, vine înapoi și s-ar juca la bază spectacolul. Așa a activat maestru volontier, fenomenul volontier, care eu cred că, cum s-a mai spus odată de cineva, că trebuie studiat, fiindcă el, născut înainte de război, a făcut 4 clase la români, pe urmă pe război a venit școala, știți voi care. Când a venit în 56, a decizat tatălui, în 57 el a venit la teatru să participe la concurs. Și o an de zile, sau an jumate așa aproximativ, a vrut să-l trimită la Moscova, la studii. Și ce credeți? Fiul ăsta de țaran, mucalit, avea 2 frați care nu știu pe unde, pe România, că a fost evacuat împreună cu școala când s-a început. A erudit în România, nu mergi. Și a stat. El atunci a hotărât așa, că se poate făcut și fără a roade pantalonii pe banca școlii, dar să roz cărțile acasă și să lucrez. Noi am avut noroc de un pedagog foarte bun, întemeitorul Teatrului Național, Boris Dumitrici Harcenco, Dumnezeu să-l odihnească, care ne-a învățat ceea ce e artă cu adevărat și cum trebuie să se dedeie un creator ca să strălucească, să se pomenească și peste ani lumea. Și asta a făcut timp de 59 de ani. El a închis ochii cu piesa Sub căpătâi. Că ultimii ani stăteam 24-24 de ore cu dânsul în reanimare. Și când își vine o leacă în fir, Ianca, aici, să-i spui pictorului șef că mergem la varianta din tâi. Ăsta a fost volontier. Și în Parlament și-a spus cuvântul, și în muzică și-a spus sufletul lui, când nu mai avea cuvinte, când avea spectacole cele care se expună tot ce simte el, trece la cântec. El n-avea o voce de cântăreț, de operă, dar el avea un suflet enorm, puternic, care fiecare cuvânt, fiecare notă muzicală ți-o răsădea în suflet. Mihai Volontier este. El nu-i fizic printre noi, dar este. Eu vorbesc în toată ziua cu dânsul. El vine, îmi dă sfaturi. Acum, pe data de 29 august, s-a inaugurat bustul lui pe Alea Claselor din Bălț, în sfârșit, fiindcă la căpătâiul lui, când el încă era în conștiință, au spus că va fi cel mai... S-au cerut iertare pentru multe care nu s-au făcut și puteți fi făcute din mai multe motive. Lâncoșugul lui tot a spus că va fi cel mai frumos monument din oraș. Nu s-a făcut nimic. Au trecut 4 ani de zile și abia în august s-a ridicat acel bust pe Alea Claselor din Bălț. Mulțumesc pentru atât. Nu s-a numit, deși el e cetățean din 79, a orașului Gdansk din Polonia, cetățean de onoare, a orașului Bălț, Foleș, Flăreș, Rezina, nu știu care acolo, și a Chișinăului, printre altele. O stradă nu s-a numit în numele lui, părere de rău, un edificiu.
înseamnă că așa suntem noi, românii besarabeni, să nu ne prețuim ceea ce avem de tot și mă iertați că azi vorbesc o lecuță cam așa dur, dar mă doare. Fiindcă înainte de a-i se ridica monumentul, mi s-a arătat în vis într-o seară și a spus că vreau acasă. Deci nu se mai pune monumentul acela, nu se mai numește o stradă, ceva, vreau acasă. Voluntir a lucrat în multe filme, care au rămas uimiți. Mari actori, regizori, ca Jălăchiavici, ca Stolper, ca Heifetz, ca mulți, mulți alții. Ce cu voluntirul ăsta? Cum lucrează el? Eu nu înțeleg ce spune el, dar el se întoarce sufletul. Ieșai de la spectacolul lui și te prindeai că te-ai oprit în mijloc străzi și stai și gândești la ce te gândești, la ceea ce a creat voluntir. L-au iubit foarte mulți spectatorii, mai ales în afara Republicii, mai puțin în, aici din Republică. Ui, așa suntem noi, o lecuță cu rânză, o lecuță cu invidie, că ce-i face? El a lăsat mult în urma lui și cred că până la urmă cineva s-a găsit ca să se scoată la iveală, să întrebe ce cu fenomenul ăsta voluntar. Eu vă mulțumesc, domnule guvernator, eu nu știu de la cine s-a început, a cui idee a fost, și dumneavoastră, întreaga asistență care sunteți aici astăzi, de față, și chiar aș avea o rugăminte, dați cumva valorile noastre naționale, să le prețuim și să le avem în suflet și memoria noastră, că nu mai suntem noi atât de mulți, nu suntem atâtea milioane multe ca în China, ca nu știu unde și ne rătăcem, că altfel ne prăpădim, ne prăpădim. Unii mai pleacă și mor pe alte părți și aici care au uitat unde e. Eu vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că la înălțimea anilor mei care i-am, sunt în picioare în fața dumneavoastră și am primit din mâinile dumneavoastră această desensă monedă care strălucește cum a strălucit creațiile lui voluntar. Vă mulțumesc mult și mă iertați că am vorbit. Mulțumim, stimată doamnă voluntar, ne-ați emoționat, tot respectul și toată admirația noastră. Un violonist de excepție, care prin dedicație, talent și abnegație devine conducătorul artistic și dirijorul orchestrei Fluieraș. A jucat rolul lui Tom Alistar din filmul Lăutarii, regizat de Emil Loteanu. A compus cântece, muzică, a făcut aranjamente pentru orchestră. Concertele sale erau adevărate sărbători ale sufletului. A fost numit pe bună dreptate ultimul lăutar, Serghei Lunchevici. Moneda comemorativă dedicată marelui maestru, violonist și dirijor, Serghei Lunchevici, va fi donată Filarmonicii Naționale, care îi poartă numele. O invităm în scenă pe doamna Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici. Domnul guvernator, o să vă înmâneze moneda. Onorată asistență, dragi prieteni, chiar este o mare onoare, cum a zis și Virgiliu, cum au zis și alți vorbitori dinainte, să avem această monedă excepțională care îl reprezintă pe minunatul nostru artist, Serghei Lunchevici. Dar mă emoționează și mai mult prezența acestor două doamne în sală, doamna Efrosinea Voluntar și doamna Nina Ionașcu Lunchevici. Aceste mari artiste, ambele artiste, dar care au știut să facă un pas în urmă și să stea în umbra, pe de-o parte, în umbra acestor mari personalități, dar să-i ghideze, să-i formeze și să le asigure acel confort și stare de armonie totală într-o crearea celebrelor lor lucrări. Anume, asemenea artiste, asemenea soții, creează asemenea soți, asemenea artiști.
Serghei Lunchevici, toată lumea îl cunoaște ca un mare violonist, un mare compozitor și un om de omenie. Avea cele mai mari virtuți, era un artist desăvârșit, care a trecut și prin deportările Siberiei. La 6 ani a fost deportat în Siberia, s-a născut la Chișinău, într-o familie foarte frumoasă, a plecat în Siberia, s-a întors doar cu mama înapoi, mama care l-a dat la școala rusă de la început, pe urmă la școala de muzică Eugen Coca, actualul liceu Porumbescu, a absolvit vioara și compoziția la conservatorul din Chișinău, la mari muzicieni, Iosif Dailis, violonistul, și Boris Milutin, compozitorul, care a activat de la început în cadrul orchestrei simfonice, ca violonist academic, clasic, și după aia a devenit prim violonist în orchestra Fluieraș, după care, din 58 până în 95, conducător artistic și prim dirijor al acestei minunate formații care a adus faima în toată lumea. Și chiar acum, când mă întâlnesc cu foarte mulți oameni de artă, în special din spațiul CSI, toți își amintesc în primul rând de Lunchevici cu Fluierașul, de Maria Bieșu, de Doga și de Joc. Astea au fost emblemele culturii naționale a Republicii noastre. Serghei Lunchevici, în afară de faptul că a fost un mare artist, muzician, știți că a fost și un actor minunat, despre Alistar s-a vorbit astăzi aici, în acest film excepțional, dar eu fiind încă foarte micuță, elevă la școala Coca și eu, l-am admirat și în filmul Mariana. Nu știu, Virgiliu, dacă s-a mai păstrat în arhivă acest film fantastic, atât de emoțional, unde Lunchevici era figura centrală, foarte expresivă, un film alb-negru era, dar acești ochi negri, expresivi, frumoși, dar bineînțeles însoțit de vioară. Mulți glumeau pe parcursul vieții că Lunchevici era căsătorit cu vioara, cu toate că avea o familie excepțională. Era căsătorit cu vioara, între ghilimele, deoarece atunci când ieșea în scenă cu acest instrument, spectacolul se transforma într-un spectacol în spectacol. Deci prezența maestrului în scenă era una absolut feerică și spectaculoasă. Nu vroiai să-ți iei ochii de la acest minunat artist desăvârșit, în care vorbea totul, mimica, expresia, muzicalitatea, dăruirea, maestria, corpul lui se transforma într-o artă adevărată. Vibra împreună cu această minunată vioara lui Lunchevici. Din 2003, Filarmonica poartă numele acestui mare artist și suntem foarte bucuroși și fericiți de acest fapt. Poate nu toți cunosc maestrul Lunchevici, era om de mare omenie și cu un simț al umorului excepțional. Anume lui îi aparține acea frază cerebră pe care o cunosc mai ales artiștii. Stând în camera fostului ministru a culturii cândva pe timpul sovietic și neavând acces la dumnealui, a spus așa: ia ne băiuți ministra cultură, ia băiuți cultură ministra. Și a plecat. Adică anume dânsul a vorbit așa și această frază a devenit una absolut fantastică, toată lumea o folosește și o folosea, și adică așa este. Or, Serghei Lunchevici mai avea o pasiune fantastică pentru vânătoare și pentru pescuit. Și dânsul a fost autorul primului dicționar al pescarului și al vânătorului, de care foarte mulți se folosesc și astăzi. Ori atunci când aducea vânatul la casă, totul se transforma într-un ritual minunat, deoarece doar el îl prelucra, îl pregătea și după asta folosea niște rețete absolut fantastice, delicioase, cred că de la mama lui moștenite, doamna Nina o să ne spună. Și după asta invita pe toți la masă. Printre ei erau mari artiști și în special minunatul nostru Alexandru Fetco, un mare titan al culturii naționale, care a fost și director de teatru și director de filarmonică, care de fapt a construit teatru de operă și balet și care la anul, apropo, va împlini 100 de ani de la naștere, și marele regizor Eugeniu Platon de la operă. Anume, ei veneau acasă, gustau aceste delicii, își chemau familiile, soțiile și copiii și minunata noastră regizor Elena Fetco, Dumnezeu să o odihnească, care era fiica lui Fetco și era mică, povestea că aceste întâlniri erau unele absolut de neuitat. Vă mulțumim din tot sufletul, domnule guvernator, pentru această frumoasă ocazie, pentru acest dar, nu doar filarmonicii,
dar întregii culturi naționale. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnei Svetlana Bivol. Ne bucurăm nespus de mult că o avem astăzi în sală pe soția violonistului și dirijorului Serghei Lunchevici. Mult stimată doamnă Nina Lunchevici, vă invităm respectuos. Domnul guvernator al Băncii Naționale vă va mâna moneda comemorativă dedicată marelui maestru. Deodată vă spun, nu sunt gata deloc, nu știu de ce să încep, la ce să vă spun. Doamna Svetlana a spus că el a fost un bucătar. El spunea că dacă iese la pensie, să face grătarjiu. Sigur că el făcea mesele, dar eu tot îi pregăteam până și salata aceea până tăia, el tăia, punea, dar el era la urmă. El, în privința școlii muzicale, el când a plecat, a învățat jumătate de an la altă școală muzicală. Odată îi spune vecina, Pășunea, unde se duce ficiorul tău? Cum? La școală. Dar de ce se duce la stânga? Că școala e acolo, la dreapta. Părinții nu știau că el a plecat la școala muzicală, ei nu vroiau să-l facă muzician. Aș vorbi, nu sunt gata deloc. Eu am crezut că doamna Svetlana o să vorbească, dar eu nu m-am să fiu fericită de asta. Asta o să fie pentru nepotul care îi poartă familia, putea să îi poarte și numele, după cum și Lunchevici, e Serghei, dar doamna care s-a dus să-l boteze a avut scleroză și mama i-a spus să-l numească Alexandru, cu apitata. Când vine e de acolo, spune, Pășunea, cum ai spus să-l numesc pe ficiorul? Dar cum l-ai numit? Sergiu. Apa așa ți-am spus, Sergiu. L-am încurcat, da. Mulțumesc mult. Nepotul îi poartă familia. Sunt mulțumită, sunt onorată și scuzați-mă, n-am fost deloc gata, dar mulțumesc mult. Fii sănătate. Simplu, din suflet și frumos. Vă mulțumim mult, stimată doamnă. Una dintre monedele comemorative emise anul acesta este dedicată lui Glebu Sainciuc, artist plastic de o apreciabilă originalitate, a fost o prezență remarcabilă în viața culturală a Chișinăului și a întregii republici. S-a impus cu multă dăruire pentru o galerie de portrete ale contemporanelor, cu precădere oameni de artă, scriitori, savanți. Un capitol aparte în creația sa constituie șarjele, caricaturile. A fost promotorul unui gen nou, inedit și extrem de original în arta plastică basarabeană. E vorba de măștile pe care le juca el însuși. Moneda comemorativă dedicată artistului plastic Glebu Sainciuc va fi donată Muzeului Național de Arte al Moldovei. Îl invităm pe Tudor Zbârnea, directorul muzeului. Domnul guvernator vă va mâna moneda comemorativă. Vă mulțumesc și sunt onorat să particip la această manifestare, un eveniment de excepție și mulțumesc domnul guvernator că a ales Muzeul de Artă. Este cu adevărat un eveniment prețios pentru noi, pentru că mereu ne lamentăm că avem o memorie scurtă, nu ne prețuim valorile și nu ne uităm la cei care... Cineva spunea, un reprezentant din altui popor, că cei care nu au valori încearcă să și le inventeze. Noi uneori le negăm. Sigur, acum nici nu trebuie să alergăm cu numele nostru atâta timp cât viețuim prin străzi, școli și așa mai departe. Trebuie să lăsăm totuși posteritatea să aibă grijă și această lecție ne-o dă Banca Națională. Deci este sigur, domnul guvernator Armașu a menționat și a apreciat prietenia noastră și faptul că noi colaborăm foarte deschis. Cum să nu colaborăm? Pentru că este un gest foarte uman pe de o parte, pe de altă parte
Noi suntem, în primul rând, păstrătorii de memorii, cei din muzei, cei care cercetăm, și atunci această colaborare chiar ne onorează. Această medalie va intra în colecția de numismatică pe care o ține muzeul, pentru că astăzi este o medalie nouă, absolut ieșită chiar nu de mult de la cei care au bătut-o. Și asta îi sugerez și colegului meu, președintelui Uniunii Artiștilor Plastici, Bolbocean, să o predea tot colecției muzeului, pentru că Gheorghe Vrabie... ea va avea un număr de inventar, pentru că peste 100 de ani ea va fi la fel de prețioasă cum sunt cele care le deținem acum cu registru absolut restrictiv. Glebu Săinciuc este o mare figură în artele plastice și alături de Grecu, Rus Ciobanu, Igor Vieru, Ada Zevin sau Eleonora Romanescu, Glebu Săinciuc se înscrie printre primii artiști, artistul care a apreciat în general cultura și a fost un bon om și chiar un paratresnet în mediul artistic atunci când apărea o fază mai electrizantă, inclusiv la congresele noastre, Glebu știa să atenueze tot timpul acele stări de conflict sau de discuții mai exaltate. Și prin spectacolele lui, el știa să intre în rolul altor colegi și dacă urmărim în cele peste 300 de măști ale artistului, pentru că el se manifestă în special în acest gen, în papier-mâché, măști, dar este și ca un artist la expoziția centenară cu 100 de ani de la naștere. Știți că am făcut o prezentare excelentă împreună cu fiul Lică Săinciuc, care se află aici împreună cu noi, unde am încercat să-l prezentăm și ca pictor, pentru că Glebu Săinciuc a fost și un pictor de excepție, pornind de la acea emblematică lucrare, Masa Mare, care a intrat în patrimoniul muzeului și se va înscrie, cred că atunci când îi ajunge timpul conform normelor, în tezaurul nostru artistic. El este și un pictor, și un grafician de excepție, dar în special modul lui de a se dedica altor creatori și a-i pune în valoare prin acele măști pe care le-a creat, este tot un semn de recunoștință din partea lui față de ceilalți creatori. Iar acesta este un semn de recunoștință al nostru și, în primul rând, al Băncii Naționale a Moldovei, de recunoștință și de prețuire a valorilor, fapt pentru care vă mulțumim foarte mult. Noi vă promitem că vom sprijini la fel de bine și la fel de deschiși vom rămâne pentru colaborare și să aveți cât mai mult aur și argint pentru următoarele. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului Tudor Zbârnea. Moneda comemorativă dedicată artistului plastic Glebu Săinciuc va fi donată de către guvernatorul Băncii Naționale familiei. Salutăm prezența domnului Lică Săinciuc și îl invităm. E foarte interesantă tema asta care este abordată la așa evenimente, memorie. E foarte interesant. Deci noi vrem să ținem minte pe alții ca să ne țină alții minte pe noi, de fapt. Așa e cam. Că altfel te gândești, aici o să fii, ia că peste 100 de ani eu precis n-am să fiu. Dar, totuși, o să țină minte ceva, o să născocim, nu? Abice, dar o să țină minte, așa? Peste 100 de ani. Dar peste 1000 de ani ce o să țină minte? Ia ca noi, dacă ne uităm înapoi, ce ținem minte noi? Noi, de exemplu, din Grecia Antică îl ținem minte pe Herostrat. Era așa o persoană care tare vroia să fie ținut minte numele lui.
El vroia să facă renumit. Și, dar lumea nu-l lua în seamă, era cineva, trenche, flenche, și nu știu ce. Și el s-a apucat și a dat foc la un templu. Eu nu țin minte, în Atena era oriunde, era o stradă aceasta. Ca să-l țină minte, ia că omul ăsta ne-a ars templu. Și oamenii erau extraordinar de revoltați. Și au zis, noi trebuie să uităm numele de Herostrat. Trebuie să uităm numele de Herostrat. Și până azi noi îl uităm numele ăsta. Ia că așa e, cu memoria. E chestia și veselă și tristă. Între altele, ca și Buster Keaton, Glebus niciodată nu zâmbea, cu toate că el făcea, părea că era foarte vesel, dar el nu zâmbea. Era chestia foarte serioasă. Era paradoxală și asta îl interesa și era mediul lui. Odată noi l-am luat cândva umblam noi la fazendă, era tare frumos, pădure, câmp, dealuri și îi zicem, tata, îți place aici? Zice, da, dar dacă ar fi și o leacă de piață să fie oameni, atunci ar fi minunat. Lui plăcea oamenii și el îi vedea, el îi știa, el îi dezghioca. De ce e, zic că e trist? Încă pe timpul vieții lui, încă vreo 10 ani în urmă, era... El tot vroia să-și publice o carte. O carte al domeniului de lui, de care mai puțin să știe, bagatele. Bagatele sunt un fel de foi grafice filosofice, dar parcă s-o leacă caricaturi, dar parcă așa ce. Și ia că el tot mă ruga pe mine, adică că eu să mă ocup de cartea asta, el căuta cine să o publice. Și la o editură, la două editură, la trei editură. Și ia că până acum nu s-a făcut cartea asta. Eu adică i-am făcut un fel de prefață și eu aș vrea să citesc ceva din prefața asta, la cartea asta care n-a fost publicată. Deci noi o fac la momentul de față, o fac publică. Adică se numește Zăpăcindu-ne în Glebus Săinciuc. Glebus s-a născut, a trăit și a murit în casă pe care a făcut-o în 914 tatăl său Vasile Săinciuc. Venind pe la 1900 de la țară, din ținutul Hotinului, care e azi în Ucraina. Mama lui Glebus, pe dota care de fapt s-a făcut casa, căci era fiică de diacon, se trăgea din satul Olănești, de pe râul Nistru, care localitate trecuse și ea la Ucraina, fiind peste vreo două săptămâni retrocedată Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, de-al cărui titlu de pictor emerit s-a învrednicit Glebus. Toate acestea nu-l prea deranjau pe Glebus, căci a prins a desena curând după 1919, adică după ce a apărut pe lume împreună cu sora sa Geamănă Mărioară, care se juca cu păpuși și îi se legau fundiții peste tot, iar lui Glebus, ba. Din care cauză era privilegiat de mama. Nedreptate cu fundițele, însă i-au trasat mersul artistic de mai departe și a ajuns odată la maturitate, a început să facă păpuși, dar cam în bătaie de joc mai întâi, care păpuși au degenerat în măști, iar bătaia de joc s-a dezvoltat în înțelepciune ce vine câteodată cu vârstă. Să vă citesc mai departe, ori nu? Ori e obositor, nu? Măștile i-au devenit brand din notorietate, astfel încât Glebus a trebuit să-și caute un refugiu relaxant de la creația cea mare în bagatele. În traducere din italiană înseamnă fleacuri, termen folosit pentru denumirea unor mici lucrări muzicale. De fapt, îndeletnicirea de fleacuri era una din învinuirile comune aduse lui de cei din preajmă, câteodată din invidie, alte ori cu intenția de a-l întoarce pe calea cea dreaptă și de a-l încandra într-un sistem real, ca să nu-și irosească talentul pe fleacuri.
dar mai ales să nu-i zăpăcească pe ceilalți, iar el, în loc să dea ascultare, sistematiza sistemele lor în bagatele, adică fleacuri. Bine. Se va continua la alte medale. Mulțumesc! Mulțumim pentru relatările interesante domnului Lică Sainciuc. Zenaida Pali a fost o mezzo-soprană de talie internațională, prima interpretă a rolului Sfinxul în capodopera enesciană Oedip. Acest rol i-a adus consacrarea prin interpretarea tulburătoare a scenei prăbușirii Sfinxului. Artista a copleșit de fiecare dată spectatorul prin jocul de scenă de mare vivacitate. Moneda comemorativă dedicată mezzosopranii Zenaida Pali va fi donată Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. O invităm pe doamna Veronica Borș, director adjunct. Da? Îmi cer scuze, a fost o, da, o circunstanță, așa s-a schimbat reprezentantul, nu-i nimic. Da. Elena Pintilei, director Bibliotecii Naționale. Nicio problemă. Eu îmi cer iertare că a fost necesar să corectez. Într-adevăr, Veronica Borș anterior era în program, au intervenit niște schimbări și am revenit eu la postură. Eu vă mulțumesc că nu nicio problemă. Stimaților domnilor guvernatori, onorată asistență, sunt onorată să primesc această medalie în colecțiile Bibliotecii Naționale astăzi, dar mai mult sunt chiar onorată pentru parteneriatul pe care îl are Biblioteca Națională cu Banca Națională pe parcursul mai multor ani. Colaborăm în vederea identificării personalităților care reprezintă neamul nostru atât aici în spațiul basarabian, cât și în lume. Biblioteca Națională, pe parcursul deja a 30 de ani, editează calendarul național în care se conțin nume, date, personalități cunoscute și mai puțin cunoscute nouă. Astfel, în fiecare an, Banca Națională se informează din acest calendar, care, de fapt, este o ediție enciclopedică și care, cum am menționat anterior, pune în valoare o parte din personalități. Ceea ce ține persoana și personalitatea Zenaida Pali și pentru noi cei din bibliotecă este o enigmă. Este o persoană despre care poți citi mult, dar deocamdată nu prea deținem informație. O doamnă născută în anul 1919 la Soroca, unele circumstanțe s-au întâmplat că ea ajunge în 40 la București, unde paralel face 3 facultăți, 2 din ele fiind muzicale, una fiind comercială. Paralel își începe activitatea la Opera de la București, dar lucrează și la Banca de Stat din București. Bine, în 45 ea își finisează studiile muzicale și deja participă atât la operă, cântă și la radio din București și își începe activitatea sa pe marile sceni ale lumii și primele sceni au fost acele din Germania. Pe urmă ajunge în Mexic, în Brazilia, în Peru, în Polonia, în Grecia, astfel a ajuns până la 300 de turnee din viața ei. Participă mai multe spectacole și, cum a menționat doamna, rolul ei fundamental este rolul Sfinxul, de fapt nu este un rol fizic, ea este în spatele scenei, dar toate sunetele care le scoate ei din spatele scenei, dar le aduce de fapt pe scenă, sunt atât de tulburătoare
că cu siguranță au fascinat cele mai mari personalități care sunt cunoscători ale acestui domeniu. La fel, doamna este membru a mai multe jurii internaționale și aceasta o face să devină tot mai numită și renumită în lume. Bine, noi urmează, cred că, să mai cercetăm istoria activității acestei faimoase doamne Zinaida Palii, doar că sursele de informare deocamdată încă sunt limitate, posibil că este necesar să ajungem și în arhivele din Germania, unde cu siguranță vom găsi mai multe informații, dat fiind faptul că ea, parcursul anilor, se retrage mai mult deja în Germania și a decedat în anul 1997 acolo. Fapt este că, după cum ne prezintă literatura de specialitate și marele dicționare ale lumii, ale personalităților lumii, spun că ea nu doar că era frumoasă, nu doar că cucerea partenerii, dar și spectatorii, dar rămâne una din cele mai fascinante voci feminine ale lumii. Încă o dată mulțumesc mult, domnule guvernator, pentru această medalie care vine în colecțiile Bibliotecii Naționale, vă păstra în colecțiile speciale și de fiecare dată de Ziua Culturii, eu cred că o vom pune în valoare în vitrinile noastre. Mulțumim mult și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Mulțumim mult doamnei Elena Pintelii pentru informația curioasă și pentru provocare. O să căutăm, o să citim și o să acumulăm informații despre mezzosoprana de astăzi, omagiată astăzi. De asemenea, moneda comemorativă dedicată mezzosopranei Zinaida Palii va fi donată Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Îl invităm pe domnul Nicolae Dohotaru, directorul artistic al teatrului. Stimați domnule guvernator, onorată asistență, bună ziua! Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, cu această ocazie, pentru că este ceva nou pentru Opera Națională. Vreau să vă spun că am avut marea onoare de la pupitul dirijoral să conduc colectivul nostru artistic în mai multe țări ale lumii și deja ne cunosc. E altceva, că noi cunoaștem mai puțin și e clar că dacă vom avea viitor, numai atunci când vom ști trecutul nostru. Generația noastră și mai tânără știu că opera de la Chișinău a luat ființă în 1957, dar am avut foarte mulți cântăreți care ne-au dus faima anume acestui ținut în lumea întreagă. Și printre ei este și distinsa doamnă, care a fost o mezzosoprană de excepție. Pentru mine a rămas, din ceea ce am auzit eu, a rămas spectacolul Carmen, unde dumneia a fost protagonistă și dacă o să intrați, o să deschideți YouTube-ul și o să o găsiți, anume această interpretare, o să vedeți cu câtă pasiune și la acea etapă la care activa dumneiei, avea un limbaj francez perfect și o intonație excepțională. Cred că avem ce învăța, avem ce învăța de la domnia sa, de la Maria Cebotar, de la Maria Bieșu și de la tot cei care ne-au dus faima artei muzicale lirice în lumea întreagă. Vă mulțumesc încă o dată și folosindu-mă de această ocazie, vă doresc sărbători fericite. Mulțumim domnului Nicolae Dohotaru. O personalitate aparte, un nume de neuitat în lumea teatrului și a filmului, a interpretat peste 100 de roluri, strălucind de fiecare dată. A avut talentul să se contopească cu rolurile sale
Eroinile lui Ion Druță constituie cartea de vizită a actriței. Vasiluța din Casa Mare, Mătușa Ruța din Păsările Tinereții Noastre, care vor rămâne mereu în sufletul spectatorului. Regina în teatru și în viață, Domnica Darienko. Moneda comemorativă dedicată artistei Domnica Darienko va fi donată Teatrului Național Mihai Eminescu. Îl invităm pe domnul Petru Hadârcă, directorul teatrului. Domnul guvernator vă va înmâna moneda comemorativă dedicată Domnicăi Darienko. Mulțumim frumos, mă gândeam chiar acum că vedeam că sună telefoanele, este pe timpul lui Shakespeare, în teatru erau angajați care primeau salariu să bată spectatorii obraznici. La noi la teatru cu telefoane tot avem probleme și sunt mulți voluntari care ar accepta chestia asta. Ori de câte ori sunt pus în fața faptului să evoc, să vorbesc despre biografia marilor personalități ale scenei, ale teatrului, mă ciocnesc cu faptul, chiar într-o oarecare măsură și trist, că prea puțin reușesc criticii de teatru să redea în acele articole, în paginile de enciclopedie, în istoria teatrului, să redea acel miracol scenic pe care îl trăiești dintr-o clipă actorii în teatru. Și din acest miracol a făcut parte și actrița teatrului nostru, Domnica Darienko. Vă mulțumim, suntem onorați pentru acest fapt. Domnica Darienko, artista poporului din anul 1957, artista poporului din 1974, artista poporului din Uniunea Sovietică, precum și cel de cavalier al Ordinului Republicii Moldova. De fiecare dată când vorbesc cu spectatorii din generația mea, fiecare se luminează la față și își amintesc cu evlavie de rolurile interpretate de legenda Teatrului Național Domnica Darienko. Și toți își amintesc de acele emoții și redau care erau redate cu blândețe, în deosebi în Păsările Tinereții Noastre de Ion Druță, montat în anul 1973 de Valeriu Cupcea, din Vasiluța din Casa Mare, montat de Victor Gherlac în anul 1962, sau Soacra din Soacra cu trei nurori. Nu știu eu personal dacă n-am ascultat la radio de sute și sute de ori acel spectacol. Și nu să evit articolele. De fiecare dată când citeam articolele despre Domnica Darienko sau interviurile dumneaei, tot timpul își împărtășea cu respect impresiile vis-a-vis de colegii de scenă, de Valeriu Cupcea, de Viorica Chircă, de Trifan Gruzin, de toți de Constantin Constantinov, Nea Costache, de generația mai tânără, pe care îl avem și aici, de Iurie Negoiță, pe care o să-l rog să-și împărtășească și el un pic emoțiile. Și nu în ultimul rând de a da un citat din Emil Loteanu, în amintirile lui luminoase, care spunea despre Domnica Darienko emoțiile sunt încununate cu exclamație. Domnica Darienko, domnia voastră ar trebui să jucați doar regine. Drept răspuns, actrița i-a dat o replică pătrunsă de umbra regretului în unul din ultimele interviuri acordate lui Nicolae Roibu. Am vrut să o joc pe Medeia,
Maria Stuart și Mașa din Trei Surori. Din aceste spectacole, dar aceste spectacole nu s-au montat în teatrul nostru. Sunt pierderi irecuperabile. De undeva dintre stele străbate până la noi, prin pagină de carte, cuvintele poetului Anatol Ciocanu, un sensibil și inteligent spectator al teatrului nostru. Viața actriței Domnica Darienko a luminat și luminează ca o făclie inestinsă scena teatrului moldovenesc. Apariția ei în scenă este o bucurie, o mândrie, o revelație. Și atunci când spectatorul are sentimentul revelației, atunci arta își atinge scopul primordial, acela de a înnobila la fapte frumoase în numele marilor idealuri. Domnica Darienko rămâne pentru noi o figură legendară a Teatrului Național Românesc din Republica Moldova. Mulțumim mult domnului Petru Hadvirca. Poftiți! În fața unei săli atât de auditorii, atât de select, am emoții și m-am înroșit. Dar, într-adevăr, domnul Armașu, sunteți nevoiți să pregătiți 3 medalii, fiindcă am să le iau pe toate 3, fiindcă am niște neamuri aici, neamuri la figurat. Să mă înțelegeți că cu Domnica Darienko am făcut cunoștință în anul 69, am văzut-o, cu toate că o văzusem cu vreo 5 ani mai înainte, în sat, pe o scenă improvizată, pe o mașină, și în soacră cu 3 nurori, și nu venea a crede că eu nu concepeam că poate să existe așa ceva. Mi se părea că asta e o imaginație a fanteziei mele, că nu-mi vinea să cred că aici sunt actori vii care joacă spectacolele. Spectacol e ceva, un vis. Pedagogii mei de la institut îmi spuneau tot timpul, eu am avut parte din niște pedagogi foarte, foarte selecți, elevi de-a lui Stanislavski și Pâjova, Bibikov, Sarostin, și ei ziceau o frază, că мы не знаем, что как будем вас учить и сколько будем вас учить, но вы пойдете в театр, и там вас будут учить по-настоящему. Fiindcă teatru se învață în teatru. Și noi am nimerit în cercul acestei pleiade de aur a Teatrului Național Mihai Eminescu, pe atunci Teatrul Academic, plăcint ureche, nici nu pot să enumer cât de talentați erau. Vineam la fiecare spectacol, vineam și era o perioadă când se făceau tutele, se puneau actorii mai în vârstă, tutelă pe actorii mai tineri. Și eu am nimerit la doamna Darienko. Și în fiecare dată îmi făcea analiza rolurilor, îmi făcea și n-am avut ce face odată, adică cum, am făcut corect. Am invitat-o pe mama la păstrele tinereții noastre, eu îl făceam pe Andron, și mama, fiind țărancă de la țară, a stat cât a stat, după spectacol, zic, mamă, cum? Zic, mai băiete, eu te-am educat, parcă am încercat să te educ, ați fost mulți în casă. De ce răcânești tu la femeia asta? E bătrână, măi, nu se răcânește, nu se strigă la o femeie bătrână, nu se strigă. La următorul spectacol eu am luat-o mai moale și Domnica Timofeiuna îmi spune, zic, că ai uitat ceva? Zic, ce să uit? Scena, că a fost mama și mi-a făcut observație. Mama e acolo, care trebuie sfântă, dar scena e altă mamă. Așa că fii corect și lucrează așa cum a montat regizorul. Asta a fost mare actriță, Domnica Timofeiuna Darienko. A doua personalitate despre care vreau să zic numai două cuvinte, vă rog să mă iertați că nu vă țin mult, e maestrul Gheorghe Vrabie. Noi suntem săteni. Sunt într-un sat cu Gheorghe Vrabie, marele maestru Gheorghe Vrabie. Eram copil și la capra podului, la capătul unui pod, ședea un băiat care desena tot ce vedea. Și noi ne strângeam copii, murdari, disculți cum eram și ne uitam de după umăr, ce face el? Eu credeam, eram convins că recitând o poezie la o serbare, la școală, credeam că asta e super de artă, super, dar nu credeam că linia poate să dea, să facă poezie. Și el făcea liniile astea atât de corect și te picta atât de corect, vedea în tine atâta corectitudine, nicio nuanță străină. Și noi ne uitam la dânsul ca la Dumnezeu. El a fost pentru noi, într-adevăr,
marele Dumnezeu. Și a treia personalitate, eu mă mândresc cu domnul Serghei Lunchevici, maestru, fiindcă în filmul Lăutarii eu l-am sonorizat pe Tom Alistar în tinerețe. Pe Tom Alistar la bătrânețe, adică la vârsta lui, îl sonoriza lui Emil Loteanu, eu îl făceam în adolescență. Vă dați seama, Loteanu, Lunchevici și Neguiță, care era un nimeni. Și a fost o perioadă de o școală, a fost o școală care am prețuit-o timp de o lună de zile cât a fost sonorizările astea, fiindcă am învățat foarte multe și de la Lunchevici, și de la Loteanu. Și eu m-am maturizat. Eu sunt mândru că aceste personalități o să fie imortalizate pe aceste medalii, nu știu cum le ziceți, și monede, și le zicem și dumnealor sărbători frumoase. Să fiți sănătoși! Mulțumim domnului Neguiță, personalități care merită omagiate la nesfârșit. Un singur regret, timpul ne presează. Moneda comemorativă dedicată artistei Domnica Darienco va fi donată familiei. O invităm cu mult respect pe nora doamnei Domnica Darienco, doamna Lidia Șefcenco. Очень много говорили о Домнике здесь. Моя семья очень благодарна за все эти слова. Я просто хочу сказать, Домника была штучный товар. Это была сильная, мудрая и очень красивая. Спасибо всем, кто ее помнит. Спасибо. Mulțumim! Și acum oferim cuvântul domnului viceguvernator al Băncii Naționale, Ion Sturzu, care o să facă o prezentare despre monedele comemorative și personalitățile omagiate în această seară. Onorată asistență, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru că sunteți împreună cu noi în această zi specială, când lansăm monedele comemorative și jubiliare emise în anul curent. Înainte de toate, vom menționa că monedele comemorative și jubiliare reprezintă o artă monetară și au o destinație pluridimensională. Pentru unii constituie o modalitate de tezaurizare, pentru alții o abordare numismatică, iar pentru cineva pur și simplu au o semnificație sentimentală. Această dimensionalitate ne face să percepem mai profund sensul monedelor. Ne-am adunat aici pentru a evoca memoria unor personalități remarcabile ale culturii naționale. Este un eveniment care ne îndeamnă să facem și parcursul istoric al Republicii Moldova, un stat greu încercat în anii 90 al secolului trecut, când totul era pentru noi un început. Totuși, la scurt timp după independență, am reușit să emitem o monedă comemorativă. Era anul 1996. De atunci până în prezent, Banca Națională a Moldovei a emis o colecție extinsă de monede comemorative și jubiliare. Fiecare monedă este ambalată într-o capsulă transparentă și cutie de prezentare ce îi asigură protecția în timp a calității proof. Această calitate este realizată la baterea monedelor cu aplicarea unor tehnologii moderne ce oferă un nivel înalt de conservare. Numismații apreciază piesele proof pentru efectul estetic deosebit, care este dat de contrastul dintre desenul mat și fondul lucios. Dar cred că oricine dintre noi va rămâne plăcut impresionat la vederea lor. Astfel, Banca Națională a Moldovei a emis monede comemorative și jubiliare doar în calitate proof, începând cu prima monedă, care, după cum am menționat anterior, a fost pusă în circulație încă în anul 1996. Pentru comparație,
în Franța moneda prup, au fost emise cu începere din anul 1991. În România, din 1996, exact ca și Republica Moldova, iar în Grecia, din anul 2011. În timp, monedele comemorative și jubilare devin o raritate, dobândesc o valoare numismatică mai ridicată și sunt căutate, deoarece tirajul este limitat și se epuizează. Voi menționa că fiecare monedă este însoțită de un certificat de autenticitate care prezintă și tematica respectivă. Astfel, mesajul imagistic de pe avers și revers este susținut de un mesaj scris, care este accesibil pentru oricine dorește să procure o monedă comemorativă și jubilară emisă de Banca Națională, indiferent de țara în care se află. Aș vrea să remarc talentul celor care și-au pus inspirația artistică în baza creierii designului monedelor de nouă emisiune, care sunt prezenți în sală și cărora le adresăm în alta noastră apreciere pentru contribuție. În final, voi aduce noutatea. Astăzi vom completa colecția celor peste 160 de monede comemorative și jubiliare emise de Banca Națională a Moldovei cu încă 5 piese. Sunt o monedă de aur și una de argint, consacrate împlinirea 200 de ani de la nașterea lui Alecu Rousseau, moneda Ghiocelul Bogat și două monede care astăzi vor inaugura seria Poveștile Copilăriei. Astfel, moneda dedicată lui Alecu Rousseau, poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar român, va completa seria aleilor clasice din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău. Moneda bătută în aur are valoare nominală de 100 de lei, iar cea din argint 50 de lei. Îmi va face o deosebită plăcere să ofer această monedă unor instituții care poartă numele lui Alecu Rousseau. Moneda comemorativă dedicată poetului, prozatorului, eseistului Alecu Rousseau, cel care a descoperit balada Miorița, va fi donată Universității de Stat Alecu Rousseau din Bălț. Dar viața este așa cum este, au intervenit niște circumstanțe neprevăzute și doamna rector Natalia Gașițoi n-a putut ajunge astăzi la festivitate. Următorul, da? De asemenea, moneda comemorativă Alecu Rousseau va fi donată Liceului Teoretic Alecu Rousseau din Chișinău. O invităm pe doamna Irina Pegza, director adjunct al liceului, domnul viceguvernator Ion Surzu. Знаете, я так немножко очень эмоционально. Большое спасибо вам. Дому вице-губернатор. Наш лицей, он, конечно, такой английский у нас, но мы с гордостью носим имя такого великого писателя, как Алеку Руссо, и мы очень благодарны, что нас вот так отметили. Мульцумим. De asemenea, moneda comemorativă Alecu Rousseau va fi donată și Bibliotecii pentru Copii Alecu Rousseau din Chișinău. O invităm pe doamna Mariana Harjevski, director general al rețelei bibliotecilor Bogdan Petricei cu HD-ul. Bună seara, onorat public! Pentru noi este o onoare, cei de la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, ca alături de cele peste 1300 de cărți pe care, 1.300.000 de cărți pe care le avem, se va regăsi și această monedă comemorativă. Anul acesta, într-adevăr, s-au împlinit 200 de ani de la nașterea, dar și 160 de la moartea marelui scriitor și om politic. Astfel putem afirma cu certitudine că atunci când ne referim la Alecu Rousseau, avem în vedere, de fapt, o biografie exemplară, dar și o operă care și-a confirmat în timp valoarea. Alecu Rousseau este unul dintre celebrii chișinăuieni care au știut să se lase provocați de epoca în care au trăit, totodată știind să o și influențeze din plin. În acest sens, el este marele basarabean care rămâne a fi reprezentativ a ceea ce suntem noi cu toții astăzi aici, între Nistru și Prut.
tânăr format în primii ani ai vieții în Imperiul Rus, școlit apoi la marile școli occidentale din Elveția și Austria, a adus schimbarea în Moldova în acele timpuri. Spiritul său revoluționar, deschiderea spre mișcările timpului, l-au determinat să fie un adevărat lider al fenomenelor culturale, dar și sociopolitice din vremea sa. Copilul din vechea familie boierească, înrudit pe linie maternă cu vechea familie a boierilor Donici, a crescut pe Valea Bâcului pentru a ne duce vestea în marea cultură și politică a principatelor românești. Aleco Ruso este fratele tuturor tinerilor basarabeni de astăzi, care din vari motive au plecat peste hotare. Mai ales mă gândesc la tinerii studioși, desigur. La vârsta de 10 ani, când i-a murit mama, a fost trimis la studii în Elveția, apoi va învăța în Viena. Pe lângă limbile germană și franceză, va deprinde acolo și simțul dreptății, dar și al revoltei, valorilor libertății și ale spiritului civic. El, Aleco Ruso, a știut să se apropie de patronimul poeziei populare, patrimoniul poeziei populare, cu ardoarea descoperitorului de comori. La Soveja, Vrancea, în 1846, a descoperit Miorița și a transmis-o lui Vasile Alexandri. De acolo se va lega marea prietenie și colaborare cu bardul de la Mircești. Insuccesele politice l-au făcut să ia calea pribegiei, desigur, și îl vom regăsi la Paris și Viena, dar gândul îi va fi mereu la vatră. După două veacuri putem constata cu uimire, dar și încântare, faptul că idealurile acestei personalități de vază a neamului nostru rămân a fi valabile și de o actualitate copleșitoare. Cetățean al lumii și un mare poet, Aleco Ruso rămâne a fi un simbol a ceea ce suntem noi astăzi, basarabenii. Cei care se întâmplă să facem lucruri mari, dar cu posibilități mici, într-o conjunctură rigidă a istoriei și a geografiei care ne conține. Consider emiterea monedei dedicate personalității Aleco Ruso va reprezenta un tribut pentru această personalitate și felicit pe această cale Banca Națională a Republicii Moldova. Această monedă e o adevărată operă de artă monetară. Bibliotecile din Chișinău au fost pline de însemnătate comunității noastre. Astăzi considerăm că nu există un loc mai atractiv decât bibliotecile Chișinăului, iar rețeaua de filiale a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD, ca o instituție cheie din Chișinău, reușește să asigure această exigență. Este onorabil pentru Biblioteca Municipală că deține printre cele 27 de filiale și Biblioteca Filială Aleco Ruso, care tocmai în acest an marchează 40 de ani de la înființare. Această frumoasă sincronizare a evenimentelor și a modului de celebrare a personalităților reprezintă și o exteriorizare a datoriei față de propria noastră cultură. Mulțumim Băncii Naționale pentru susținere și promovarea valorilor noastre culturale. Vă mulțumim, doamna directoare. În continuare, voi prezenta noua serie Poveștile Copilăriei. Aceasta este dedicată copiilor pentru a trezi interesul față de numismatică și vine să promoveze în rândul acestora valori morale, să valorifice cultura și tradițiile autohtone. Astăzi sunt lansate monedele comemorative din tombac argintat cu valoare nominală de 20 de lei. Făt frumos și Ileana Consinziana, o monedă, și Capra cu trei iezi, altă monedă. Voi fi onorat să donez aceste monede către două teatre pentru copii. Moneda Capra cu treiezi va fi donată Teatrului Municipal de Păpuș Guguță. O invităm pe doamna Gabriela Lungu, directorul teatrului. Bună ziua, onorată asistență! Tocmai spuneam, zic, dați-mi capra și-mi două căpri la șocană. Eu vreau să mulțumesc tare, tare, tare mult pentru onoare, pentru atenție. Eu vreau să felicit Banca Națională cu această mare, cu acest mare lucru, să aveți în colecție atâtea monede noi. Să vă ajute Dumnezeu și în continuare. Eu mă bucur că se mișcă carul din loc, în fiecare zi facem ceva, că încercăm să ne mișcăm înainte, nu înapoi. Uneori cu capul în perete, dar se mișcă lucrurile. Ceea ce ați făcut astăzi, ați făcut lucruri mari frumoase și tot respectul nostru. Nu uitați că la Ciocana este un teatru de 27 de ani și vă așteptăm să mai veniți. Și sper ca într-o zi să fiu aici
Nu contează, peste 20, 30, 50 de ani, eu vin. Să primim și moneda cușma lui Guguță sau Guguță, pentru că doar noi, moldovenii, basarabenii, avem un Vanghele și un Guguță, pe care îl știe toată lumea. Și sper din toată inima să-l avem și pe Guguță. Eu vă urez tot ce mi-e frumos, tot ce mi-e bun, sărbători frumoase, sărbători fericite. Am zis că nu vă răghesc mult, dar noi mergem să jucăm spectacole. Vă rog frumos să mă iertați. La mulți ani, sărbători frumoase! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, doamnei directoare, dar un moment doar. Vreau o precizare. Banca Națională a emis și o avem în colecția de monede comemorative, moneda dedicată lui Guguță, și am vrut să spun că Banca Națională deocamdată este unica bancă centrală care a emis o monedă dedicată unui personaj literar. Da, dar nu o am ciocană. O să ținem cont. Mulțumim! Moneda Făt Frumos și Ileana Cosenziana va fi donată Teatrului Republican de Păpuși, Licurici. Îl invităm pe domnul director Vasile Clemente. Stimați guvernatori, onorată asistență, la anul viitor Teatrul Licurici împlinește 75 de ani de la fondare. Pentru prima dată primim așa o monedă. Vă mulțumim din suflet, din partea colectivului. Avem în repertoriul teatrului și spectacolul Făt Frumos și spectacolul Capra cu trei iezi. Obiectivul teatrului este montarea și prezentarea spectacolului pentru copii și tineri. Dar un teatru de păpuși are o onorabilă misiune de a ajuta un suflet de copil să creadă în bine. Și se știe că binele triumfează tot timpul mereu asupra răului. Sărbători fericite vă doresc! Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul director, și sperăm să ajungem la cât mai mulți copii cu poveștile noastre. Voi continua o altă serie de colecție de monede comemorative și jubilare ale Băncii Naționale, Cartea Roșie a Republicii Moldova. Astăzi este emisă în circulație moneda din argint de oțel bogat, care vine cu un mesaj către contemporanitate despre protecția plantelor aflate pe cale de dispariție. Este a doua monedă din colecția noastră realizată în două culori. Moneda este confecționată din argint, are valoare nominală de 50 de lei și un tiraj de peste 350 de piese. Prima monedă executată în baza acestei tehnologii, emisă anul trecut, a trezit un interes sporit în rândul cetățenilor și s-a epuizat în foarte scurt timp. Suntem siguri că și Ghiocelul Bogat va atrage atenția doritorilor de a-și completa colecțiile personale de monedă sau pentru a oferi un dar celor dragi. Moneda Ghiocelul Bogat va ajunge în Grădina Botanică Națională. Îl invităm pe domnul director Ion Roșca. Eu mulțumesc foarte mult, e o onoare pentru colectivul Grădinii Botanice de a fi aici. Este a cincea monedă din seria Cartea Roșie. Prima a fost din câte cunosc eu în anul 2008, după aia cu continuitate din 2-4 ani și așa mai departe. Aceasta este a doua în culori. Noi, la sigur, n-am să permitem să piară această specie din tezaurul sau din colecția sau din genofondul Republicii. O avem conservată și noi în tezaurul Grădinii Botanice, îi zicem noi conservare ex situ, și cu această ocazie, permiteți, am avut, probabil ne uitându-mă peste agenda, am avut inspirația să iau, mai întâi de toate m-am gândit, o carte roșie. După aia zic, nu știu, las să fie două. Domnule guvernator Leonid Talmaci, dumneavoastră ați fost primul care ați, probabil ați intuit bine că în 2008 să dați start comemorării sau
promovării speciilor din Cartea Roșie și domnule Octavian Armașu. Deci vin cu o donație de carte, Cartea Roșie, pentru dumneavoastră, ca sursă de inspirație, să știți, sunt foarte multe specii incluse aici, deci e de lucru pentru Banca Națională. Vă mulțumesc! Domnule Roșca, vă mulțumim! Pe finalul evenimentului vom menționa că Banca Națională a Moldovei, la fel ca toate băncile centrale moderne, va continua să promoveze cultura, arta, istoria și tradițiile strămoșești, prin emisiunea monedelor comemorative și jubiliare executate în baza unor tehnologii moderne și cu mesaje de înaltă elocvență. Ne propunem să diversificăm designul și să îmbogățim această colecție pentru a evoca evenimentele importante, a cinsti memoria înaintașilor noștri pentru a promova valorile naționale, contribuind astfel la formarea și dezvoltarea tinerii generații, care este schimbul nostru de mâine și viitorul societății noastre. Închei prin a mulțumi tuturor pentru că ne-ați onorat astăzi cu prezența și voi profita de acest prilej pentru a ura tuturor sărbători frumoase și un an nou împlinit. Vă mulțumim pentru prezență, pentru participare și pentru răbdare. Împreună putem face lucruri frumoase. Vă rugăm să nu plecați, urmează recepția.